Dumnezeu, stimați prieteni, frați creștini. Suntem în mijlocul unei mari sărbători, unice în an, sărbătorind venirea lui Mesia în lumea noastră, aniversând întruparea sa. Sunt foarte bucuros pentru prezența dumneavoastră, pentru că ați acceptat invitația cuiva să fiți aici. Vă salut și pe cei care ați ajuns mai târziu. Fac lucrul acesta în numele Domnului, în numele Bisericii Betania. Dat fiind faptul că suntem nu doar la un serviciu divin obișnuit de duminică seara, ci celebrăm, sărbătorim, avem cu noi oaspeți, prieteni, vecini și colegi pe care i-am invitat să fie cu noi. Am văzut pe câțiva dintre ei în sală și permiteți-mi să le spun bun venit, sunt oaspeții noștri, prețuim faptul că au răspuns invitației noastre, sunt frații noștri, prieteni de la alte biserici, familia Căprucean, familia Olar, Georgeta Drăgoiu, de asemenea Dan Varga, Lică Ramona și Timea Varga, sau din România Petrică Roșu și alții care sunt cu noi, vă salutăm cu bucurie în numele Domnului și vă binecuvântăm. Aș vrea în momentele următoare, făcând o pauză în programul muzical, să împărtășesc cu dumneavoastră din carte din această singură carte pe care Dumnezeu a trimis-o oamenilor ca pe o scrisoare de dragoste, scrisoare de dragoste ce conține cuvintele ieșite din inima lui Dumnezeu pentru căutătorii de Dumnezeu și de cer, pentru oameni ca noi, muritori, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră doar pentru câteva minute, o să vă cer să vă ridicați în picioare, fiindcă vreau să citesc din Biblie și să respectăm cuvântul acesta al Domnului. Textul este cunoscut, păstorii din Betleem, Luca, capitolul 2, începem cu versetul 8. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea în prejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit în prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat în troiesle. Și deodată, împreună cu ungerul, s-au unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă la cer, păstorii au zis unii către alții, Haideți să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. Amin. Mulțumesc, vă rog respectuos să vă reașezați. Fiind în mijlocul unui eveniment pe care l-am intitulat Concert de Colinde Creștine, intitulez predica mea Colinda Îngerilor. Biblia conține foarte multe cântări. Una dintre ele este cântarea unui grup de îngeri. N-am auzit niciodată îngeri cântând, dar sunt impresionat de cântările frumoase ale oamenilor. Îmi imaginez că această cântare a îngerilor întrece puterea mea de a-mi imagina frumusețea ei. Un grup de păstori, de ciobani, cu 2000 de ani în urmă, fiind pe câmpia din jurul micuțului oraș Betleem, au avut această unică oportunitate să asculte o colindă, o cântare cântată de îngeri. Melodia nu o cunoaștem, dar cunoaștem textul. El spune slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Observăm că această cântare nu oferă divertisment și nici furtună emoțională, din potrivă, ea are un mesaj concret și important pentru toți oamenii din toate timpurile. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră trei gânduri pe care le consider conținutul acestui mesaj al Colindei Îngerilor. Primul dintre ele este faptul că Colinda Îngerilor exprimă proclamare slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Această proclamare exprimă atmosfera din cerul lui Dumnezeu. Slavă, adică sfințenie în putere sau putere în sfințenie. A proclama înseamnă a anunța ceva în mod public, în mod oficial. De ce trebuie să vorbească îngerii despre slavă din cer? Singurul cuvânt pe care îngerii l-au folosit, ca să definească dimensiunea de dincolo de norii albaștri pe care noi doar noi imaginăm, a fost slavă. Ce înseamnă slava? Ce culoare are? Cum arată? Este foarte greu pentru noi să definim dimensiuni pe care nu le percepem în umanitatea noastră. Noi ca oameni avem parte de suferință, putem explica ce este aceea. Datorii la bănci, procesul îmbătrânirii, ireversibil, Dureri în anumite părți ale trupului, diferite de la unul la altul, despărțirea de cei dragi, o societate de la care am așteptat și am fost dezamăgiți. Și lista continuă, dar când ni se cere să explicăm ce este aceea slavă, vocabularul nostru devine sărăcăcios, neputincios. Și totuși, îngerii spun despre dimensiunea aceea a locuinței celui prea înalt, a Creatorului, a lui Dumnezeu, a Împăratului Veșnicilor, a Marelui Dumnezeu care iartă și vindecă pe muritori, atunci când își exprimă mila față de ei, spunând slavă, în locurile prea înalte este slavă. Și ei proclamă slava lui Dumnezeu. De ce să dăm slavă lui Dumnezeu? De ce să proclamăm slava lui Dumnezeu? În primul rând pentru că Dumnezeu este ființa creatoare, eternă, infinită, atotputernică, atot prezentă, atot știentă. Nicio ființă nu mai este așa. Dumnezeu nu are limite, nici în timp, nici în spațiu, nici în capacități, nici în început, nici în sfârșit. Este pur și simplu o ființă eternă și infinită pe care noi nu o putem înțelege că este absolut dincolo de noi. Noi putem înțelege stările și fenomenele cu care ne confruntăm și prin experiență le putem percepe și explica. De ce trebuie să proclamăm slava lui Dumnezeu? Pentru că măreția omului stă în faptul că are capacitatea să se închine Creatorului, iar măreția Creatorului stă în faptul că acceptă închinarea Creaturii. Pentru că superioritatea lui Dumnezeu este absolut evidentă în comparație cu orice altă ființă umană. Câteva exemple. Dumnezeu este superior în putere. Spre exemplu, Dumnezeu lucrează cu furtunile, uraganele. Nimeni nu poate sta împotriva lor. Dumnezeu folosește cu tremurele. Dumnezeu folosește forța uriașă a apei, a vântului, a naturii. Și în fața acestor cataclisme ale naturii, noi oamenii suntem foarte speriați. Tehnologia noastră nu ne poate proteja cu miile și cu zecile de mii mor oamenii. Atunci când fenomenele acestea ale naturii ies din ceea ce noi numim obișnuit și se dezlănțuie, trec dincolo de limitele lor naturale. Ei bine, Dumnezeu folosește aceste fenomene. Niciunul dintre noi nu putem declanșa vântul, uraganele, apele, cu tremurele sau nu le putem opri. Nu este monopolul nostru, ci doar acelui preanalt. Mai mult de atât, Dumnezeu este superior în dragoste. Uneori avem probleme în anumite momente de slăbiciune sau de frustrare, de nervi, să ne mai manifestăm iubirea față de proprii părinți, poate chiar față de și de viață sau poate chiar față de copii. Și pentru o clipă suntem bulversați, frustrați, atât de nervoși, încă nu ne mai controlăm furtuna emoțională care ne domină rațiunea. Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu, și ar permite să fie așa. Dumnezeu este necondiționat în dragostea lui. Și fiii oamenilor nu merită să fie iubiți și să li se răspundă la nevoia de iubire. Și cel prea înalt oferă căldură, oferă ploaie, oferă zăpadă, ne culcăm, dimineața, ne culcăm seara frânți de oboseală, epuizați. Și în timp ce suntem inconștienți, Dumnezeu restaurează nivelul, intensitatea de energie din trupul acesta stors ca un burete. Ne trezim dimineața zâmbind, din nou cu dorința de a trăi, de a munci, de a ne angaja în împlinirea viselor noastre. Avem în față un ceas. Cine l-a construit? A apărut la întâmplare, spun oamenii numiți de știință. Oare? Dacă eu ți-a spune dumitale că ceasul meu a apărut la întâmplare, ai crede? Dacă ți-aș spune că într-o zi a fost o pietricică, dar a evoluat, ai crede? Ai crede că nu te respect? Că nu am respect pentru inteligența dumitale. Dar vreau să spun că acest ceas al meu, pur și simplu, al altele a fost o pietricică. Și a evoluat. Așa a vrut el. Se potrivește cu rațiunea unui om care este de 50 de ani de pe pământ și știe că pietrele nu evoluează, a văzut vreodată cineva un om mai puțin decât e omul în procesul dintre maimuță și om? Când s-a întâmplat asta de istorie, nu consemnează nimic. Este o supoziție? Este o ipoteză? Este o bănuială? Hai să fim sinceri, este o simplă credință. Nu există nici cea mai mică dovadă științifică că lucrul ăsta s-a întâmplat, pentru că nu poate fi dovedit științific, în laborator. Nu există postulat, ci doar presupunere. Ei bine, în fața acestor presupuneri, ajungi la vârsta aceasta, ne întrebăm, de fapt, venind din maimuță sau din Dumnezeu? Lucrul acesta este important pentru noi, pentru că creează obligații și responsabilități. Dumnezeu este superior în dragoste, este superior în bunătate, este superior în milă. Cântarea îngerilor exprimă proclamare. Hristos este prezentat în Biblie ca fiind atotputernic, Dumnezeul care ne-a creat. Cum ne putem imagina noi oamenii că Dumnezeu ar putea să creeze? Pe om l-a creat și l-a așezat într-un univers, pe om l-a făcut și l-a așezat într-un univers pe care l-a creat. A crea este să faci ceva din nimic prin cuvânt. A face este să folosești o materie primă, așa cum s-a întâmplat în cazul omului, făcut din țărâna pământului, existentă deja prin creație, prin cuvânt. Dacă ne uităm la Hristos, cum îl putem califica? Am vrut în seara aceasta să vă prezint felul în care l-au calificat mari oameni care au marcat istoria, însă, din lipsă de timp, am renunțat la idee. Am vrut numai să vă spun că în chimie. Hristos este soluția. În construcții este ușa. În alimentație este pâinea. Este apa. În viață este adevărul. În moarte este viața. În matematică este absolutul. Hristos este totul, nu l putem elimina, pentru că noi călcăm pe pământul lui. Inima aceasta din piept care ne bate se va opri într-o zi la porunca lui. Și niciun medic și niciun insurance din lume nu va putea să-ți mai dea o secundă de viață. Privind la cântarea aceasta, uitându-ne la cântarea aceasta, la colinda aceasta a îngerilor, ea expri, exprimă proclamare. Și în al doilea rând, conține promisiune pace pe pământ. Dacă proclamarea vorbește despre atmosfera din cer, promisiunea vorbește despre perspectiva de pe pământ. Promisiunile din vine sunt motivate de dragostea lui Dumnezeu și sunt susținute de puterea lui Dumnezeu. Tot ce a promis Dumnezeu s-a împlinit. Dumnezeu a promis că îl va face pe om diferit de toată natura în care l-a așezat. A spus Dumnezeu în Sfânta Trinitate, înainte să-L creeze pe om, să facem om după chipul și asemănarea noastră când a făcut animalele din regnul animal și toate celelalte ființe, pur și simplu le-a creat prin cuvânt, îți trebuie credință să accepti că asta s-a întâmplat. Dumnezeu cu puterea Lui infinită, nelimitată, a rostit cuvinte în care există o putere de creație. Atunci când omul a apărut în existență, Dumnezeu nu a mai vorbit, ci pur și simplu a construit și a spus pe om îl facem după modelul nostru, nu fizic, că Dumnezeu nu arată fizica noi, care însemna să fie doar într-un punct în univers, în timp ce el umple universul fiind infinit. Dar Dumnezeu ne-a făcut din punct de vedere moral și spiritual asemenea lui. Suntem singurele ființe din univers pe care Dumnezeu ne-a dotat cu această capacitate numită conștiință. Avem capacitatea să regretăm avem remușcări, funcția sentimentelor, avem regrete, funcția rațiunii. Dumnezeu ne-a înzestrat, ne-a dat opțiuni pe care nu le au celelalte ființe pe care le-a creat Dumnezeu. Omul de departe este superior, poate să iubească, se poate îndrăgosti, poate să ierte, poate să-și controleze instinctele. Leului, dacă e foame, te sfâșie, te distruge. Omul dacă e rău te distruge, dacă e bun te iartă, te ajută să ajungi la mal. Omul este o ființă superioară. Maimuța a rămas așa cum a fost creată, un biet animal. Omul însă îl reprezintă pe creator, vorbește despre infinitatea lui, despre complexitatea lui, pentru că suntem o firimitură din el. Noi ne-am inferiorizat prin faptul că am solidarizat cu diavolul care ne-a instigat să ne ridicăm împotriva lui Dumnezeu și cei doi oameni din grădină, Adam și perechea lui Eva, au dat curs instigării diavolului, l-au ascultat și au încălcat porunca care era de fapt dovada fidelității lui Dumne oamenilor față de Dumnezeu, proba de fidelitate față de Dumnezeu. Și aici vedem că Dumnezeu rostește o promisiune să facem om după chipul și după asemănarea noastră. Și l-a făcut. Când omul a căzut în păcat, Dumnezeu a promis cândva o fecioară o să nască un copil. Copilul acela va deveni Mesia. S-au scurs mii de ani și în poporul ales care a apărut pe scena istoriei, prin omul ales Avram, a devenit cultura, așteptarea că o femeie va naște. Dar Scriptura promitea că o fecioară va naște. Niciodată în istoria nașterilor nu a născut o fecioară. O fecioară nu poate să nască. Este deprisos să explic. Și nici n-am competență să fac asta. Dar nu are rost. O femeie poate să nască. Cum se face că odată sub soarele acesta care încălzește pământul, o fată, o domnișoară, inexplicabil, fără împreunarea biologică cu un bărbat, a dat naștere la un copil, a avut în pântecele ei pentru 9 luni de zile un copil care s-a zămislit prin puterea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta a atras atenția umanității. Trebuia acest Mesia să nu aibă păcat, pentru că dacă ar fi avut un singur păcat, nu ar mai fi avut trecere în fața justiției divine să ia păcatele oamenilor, pentru că el însuși ar fi avut păcatul adamic, sub incidența căruia se naște fiecare muritor. Un om are două categorii de păcate asupra lui. Oricât de bun ar fi el din punct de vedere moral, păcatul Adamic, sub incidența căruia se naște, și păcatele personale pe care omul le face fiind conștient de experiențele vieții. Dacă Hristos s-ar fi născut ca fiecare dintre noi, ar fi avut păcatul Adamic și s-ar fi descalificat să fie Mesia, să fie Mântuitorul, și noi am fi rămas astăzi fără mântuitor. N-am fi avut Crăciun, dar Crăciunul e o nimica toată. N-am fi avut mântuitor. Am fi rămas în păcatele noastre, urmăriți de mânia lui Dumnezeu, de judecata lui Dumnezeu. Iar plata păcatului e moartea, însă moartea în iad. Dar a venit Hristos și a avut o experiență unică. O fecioară a rămas însărcinată și a născut un copil. Dumnezeu a promis asta. În istorie a fost un plan al lui Dumnezeu, pe care el l-a organizat. Iar Dumnezeu fiul l-a realizat și mai târziu de la cincizeime Dumnezeu Duhul Sfânt l-a aplicat. Așa a apărut biserica, componenții născuți din nou, convertiți din dragoste pentru Hristos, în care cred, pe care îl iubesc, pe care îl respectă, cu care au o experiență de viață, pe care îl urmează. Oamenii aceștia compun biserica lui Dumnezeu. Biserica nu-i clădirea aceasta. Biserica suntem noi. Am avut 21 de ani fiind în cultul ortodox din România, câteva luni după ce m-am căsătorit, când pentru prima oară am intrat într-o biserică evanghelică din curiozitate și acolo pentru prima oară am fost confruntat cu mesajul acestei cărți. Un pastor a vorbit despre Isus. Eu am auzit despre Isus Hristos, dar într-o manieră tradițională. Am crezut. Că este numele unei persoane despre care nu știam absolut nimic. Credeam că totul este o idee religioasă, un mit. Știam că sunt niște tradiții. Citind în cărți, mi-am dat seama că tradițiile din zona țării de unde veneam eu erau diferite de tradițiile altor zone ale țării mele, să nu mai vorbesc de tradițiile altor țări, altor culturi. Și așa mi-am dat seama că religia aceasta e foarte subiectivă. Și așa mi-am dat seama că eu trebuie să țin la religia mea și sunt în concurență cu alți oameni care au alte religii. Și sincer, justificat, mi-am pus întrebarea, de ce religia mea este mai bună decât a lor? Isus a promis că vine să moară în locul oamenilor. Și a venit. Astăzi ne-am îmbrăcat cu cele mai frumoase haine. Mi-am luat cei mai frumoși pantofi. Mi-am luat o cravată roșie. Și am venit aici să sărbătoresc întruparea lui Isus. Dar dacă plecând de aici, trăiesc ca și cum nu m-aș fi întâlnit cu El, sărbătoarea aceasta mă va condamna într-o zi că m-am întâlnit cu apa și nu m-am spălat. Cineva l-a întrebat pe Billy Graham următoarea întrebare. Dacă Dumnezeu există, de ce sunt în lumea aceasta așa, așa de multe nedreptăți, așa de mulți oameni săraci, așa de multă suferință? Și Billy Graham i-a răspuns cu o întrebare. L-a întrebat dacă în lumea aceasta există apă și săpun. De ce sunt în lumea noastră așa de mulți oameni murdari? Nu înseamnă că dacă există apă, toți oamenii o vor folosi. Nu înseamnă că dacă există săpun, toți oamenii vor apela la serviciile lui. Nu înseamnă că dacă există Dumnezeu, toți îi se vor închina. Nu înseamnă că dacă există Mântuitor, toți vor merge la El să primească mântuirea lui Dumnezeu să iasă de sub o sândă, să iasă de sub urmărirea judecății și mâniei divine. Nu înseamnă Dumnezeu a promis că va aduce pace pe pământ, dar dacă slava este universală în cer, pacea este selectivă și condiționată pe pământ. În cer este slavă în tot cerul, dar pe pământ nu-i pace pe tot pământul, ci numai pentru cei plăcuți, spune Biblia. Dumnezeu nu se angajează să pună pace în inima unor oameni care este ocupată de război, neconvertită, plină de ură și de răutate. Ce s-a întâmplat cu Adam Lanza? Un băiat de 20 de ani, care ar fi putut să învețe din greșelile bunicilor, ale părinților lui, tânăra generație, care ar fi trebuit să aibă vise nobile, care ar fi trebuit să lupte pentru pacea lumii, care ar fi trebuit să iubească pe copii să învețe din frustrările copilăriei lui și să se uite la copiii aceia de șapte, de opt anișori, să se uite în ochii lor curați, inocenți și folosindu-și propria lui experiență să le vină în ajutor. S-a dus în armat ca un măcelar, ca un animal și a deschis focul asupra unor ființe vulnerabile care nu au avut capacitatea să se apere, să se protejeze. Și ne-am făcut de rușine pe scena lumii. Noi, cea mai civilizată, cea mai puternică, cea mai bogată națiune, am dovedit că am ajuns să ne împușcăm copiii, să ne împușcăm femeile, să luăm arme de foc și să intrăm în magazinele mari, în moluri, și să tragem la întâmplare, pentru că suntem niște oameni frustrați. Suntem niște oameni nesatisfăcuți parcările gem de mașini noi, dar nu ne satisfac. Avem o problemă cu inima noastră. Suntem robi ai propriilor păcate. L-am scos din casele noastre pe Dumnezeu. L-am scos pe Iisus din școli. Nu mai avem nevoie de Biblie și de rugăciune. În sfârșit, suntem liberi. Vrem să conducem universul acesta și folosim pușca și ura și pumnii și cuvinte vulgare. Și când mor copiii, Întrebăm unde-i Dumnezeu, unde l-am trimis noi, afară din viața noastră. Pentru că Darwin ne-a mințit că suntem niște maimuțe. Spune-i unui om, hei, domnule maimuțoi, și o să vezi cât de ofensat este. Stimați prieteni, e seara de Crăciun. Nu aș vrea să vă ofensez cu tonul vocii mele sau cu modul direct de a vă vorbi. Dar eu știu că dumneavoastră sunteți trecători pe scena vieții ca mine. Am împlinit zilele trecute 50 de ani și nu știu când au trecut. Îmi dau seama că Dumnezeu există și se uită la viața mea și mă cântărește cu așteptările pe care le are de la fiii oamenilor. Pot să-i spun lui Dumnezeu că trăiesc ca și Dumneata într-o natură imperfectă. Vreau să fac binele, dar uneori am probleme să-l fac. Dumneata poți să-i spui asta lui Dumnezeu. Poți să-i spui, Doamne, nu am putut să mă abțin în ziua aceea, în relația cu soția, în relația cu vecinul, în relația cu un lucru în posesia căruia am intrat prin furt. Și lista poate continua, Doamne, nu m-am putut abține. Și Dumnezeu îți va spune, știu, te înțeleg mai bine decât te înțelegi tu. Dar vreau să te întreb altceva. Când eu l-am dat pe Isus să vină în lumea în care tu ai trăit 70 de ani, să moară pentru păcatele tale, și când ți-am predicat Evanghelia printr-un predicator, și ți-am spus, dacă îl primești pe Iisus în inima ta, el vine împreună cu iertarea păcatelor, la pachet, ca formula de șampon, 2 într-unul, sau trei într-unul, sau un miliard într-unul. El vine împreună cu binecuvântarea, el vine împreună cu grația, el vine împreună cu neprihănirea, el vine împreună cu tot ce tu ai nevoie din cerul lui Dumnezeu. De ce ai fost atât de mândru, de necredincios, de arogant, ca să nu primești iertarea lui Dumnezeu? Îți înțeleg neputința, îți înțeleg instinctele primare care te cheamă, îți înțeleg cultura, îți înțeleg familia dezmembrată în care ai, te, în care ai crescut, anturajul sumbru de la colțul străzii, gașca în care ai crescut, înțeleg toate astea. Dar când ți-l-am oferit în dar pe Mântuitorul, care s-a născut într-un grajd, pentru că era hotel ocupat de oameni serioși și după ce a fost născut înfășurat într-o bucată de cârpă, într-o bucată de material și pus în iesle. Și după aceea toată viața lui a fost singur și modest. Și într-o zi a fost condamnat la moarte nevinovat și a, fost, și a întins mâinile pe cruce. Și în timp ce murea, a dat viață oamenilor spunând, Tată, iartă-i că -și nu știu ce fac. Ești doar un om ca mine. Poți să faci ce vrei cu mesajul acestei cărți. Știi bine că această carte e una dintre cele mai vechi. În orice biserică creștină ai merge, indiferent de confesiunea ei, vei întâlni această carte acolo. Ea este scrisoarea lui Dumnezeu pentru tine. Nu este pentru pastori un manual de predici, ci este o scrisoare de iubire pentru tine. Dumnezeu îți spune, te iubesc. Te iubesc și vreau să te de păcatul tău. Am venit pe pământul acesta făcându-mă un om ca tine, venind în forma unui copilaș pentru ca să ajung la inima ta. Am murit pentru păcatele tale, ai nevoie de iertare, ai nevoie să fii iubit, în singurătatea ta ai nevoie de Dumnezeu să fie alături de tine, să călătorești de mână cu El, să ai lacrimile din ochi șterse de mâna Lui străpunsă de cuie. Ai nevoie de Dumnezeu. Este promisiunea Lui că te iubește, este promisiunea Lui că te iartă, este promisiunea Lui că te duce în cer. Mesajul îngerilor conține proclamare, în cer e slavă. Mesajul îngerilor conține promisiune, pe pământ Dumnezeu aduce pace. Dar pentru oamenii care vor să o primească, Dumnezeu nu abuzează. Dumnezeu nu și-a cumpărat pistol. Închei spunându-vă al treilea gând, Dumnezeu adresează o provocare. Pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Slavă în cer este responsabilitatea lui Dumnezeu. Pace pe pământ este responsabilitatea lui Dumnezeu. Oameni plăcuți este responsabilitatea oamenilor. Ca să devii plăcut lui Dumnezeu nu e suficient să te naști. Te naști într-o natură care te face neplăcut lui Dumnezeu, pentru că păcătuiești. De aceea, când vei deveni conștient, te vei lupta cu două elemente care vor pune presiune să trăiești într-un anumit fel. Zestrea genetică pe care o ai, și doi, zestrea dobândită prin factorii de hrănire din mediul în care ai trăit, pozitiv sau negativ. Aceasta dă naștere la un anumit tip, la o anumită personalitate, la un anumit individ, înclinat înspre un anumit lucru în contextul cultural în care a fost crescut. E bine, la un moment dat adult fiind te vei confrunta cu Evanghelia pe care eu o predic în mod respectos față de dumneata. Și această Evanghelie îți spune următorul lucru. Trebuie să devii un om plăcut lui Dumnezeu. Dar ce trebuie să fac ca să devin plăcut lui Dumnezeu? Pentru că musulmanii cred că sunt plăcuți lui Dumnezeu, hindușii cred că sunt plăcuți lui Dumnezeu, ateii vor să-l desfințeze pe Dumnezeu, creștinii cred că sunt plăcuți lui Dumnezeu. Cum poate un om să devină plăcut lui Dumnezeu? Evrei 11 cu 6. Și fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Ce înseamnă credința? Credința este un al șaselea simț pe care l-au ființele umane. Să accepte că a existat George Washington, să accepte că a existat Lincoln, să accepte că au existat Nicolae Iorga, Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare și toate personajele din istorie pe care noi nu le-am văzut cu ochii noștri de carne, dar acceptăm că ce scrie mersul avioanelor, mersul trenurilor, mersul autobuzelor, acceptăm că ce scrie istoria este adevărat și noi credem lucrurile pe care nu le-am văzut, dar le acceptăm ca fiind reale. Vede cineva curentul electric? Evident nu. Atunci înseamnă că nu există. Până nu-l văd, nu cred. Dar nu trebuie decât să pun mâna pe capătul unui fir dezizolat și mă voi convinge imediat că există. S-ar putea să nu mai îmi folosească experimentul. Întotdeauna întreb și a văzut cineva propriile gânduri, e ofensator să vă spun, înseamnă că nu le avem. Și a văzut cineva sentimentele? Evident nu. Înseamnă că suntem pustii, nu avem sentimente. Avem gânduri? Oh, da. Dar sentimente, bineînțeles. Dar de ce nu se văd? Stimați prieteni, nu toate lucrurile se văd. Trăim într-un univers cu lucruri materiale și cu lucruri imateriale. Din ce ar trebui să fie Dumnezeu ca să-l percepem cu văzul? Cu această capacitate de a vedea lemnul, o fi din lemn, pământul, o fi din pământ, carne și sânge, o fi ca noi din carne și sânge? Evident nu. Dar din ce e? Nu știu din slavă. Ce este aceea slavă? Nu știu. Putere în sfințenie, sfințenie în putere. Infinitatea, eternitatea, tot puternicia, a tot cunoașterea, a tot prezența lui Dumnezeu. Creatorul, Domnul, Împăratul, Regele. Dumnezeul acesta caută oameni plăcuți. Oamenii nu sunt plăcuți lui Dumnezeu. Părinții caută copii plăcuți. Soții caută soție plăcută. Soția caută soț plăcut. Copiii caută părinți plăcuți, Dumnezeu caută oameni plăcuți. Unde sunt copiii plăcuți? Am avut trei copii, ei s-au căsătorit. Au fost plăcuți? Pentru mine, da. Ce ar trebui să facem ca să fim plăcuți lui Dumnezeu? Să credem că Isus Hristos este Domnul. El a venit în lumea noastră în mod real cu 2000 de ani în urmă. N-a fost un baby obișnuit, a fost Dumnezeu înghesuit în formă de copilaș. Trebuia să vină în lumea noastră când s-a făcut mare și a luat misiunea în serios, a fost omorât pentru ca noi să fim omorâți în moartea lui și în felul acesta să fim iertați. Aș vrea să vă spun că am citit în istorie despre un general englez, Liu Wallace, care s-a întâlnit cu o cunoștință, cu un colonel, cu un anumit Robert și colonelul acesta era un ateu ca și generalul și pentru că Urmau să călătorească multe ore cu trenul, au început să vorbească despre convingerile lor atee. Și au început să râdă despre creștini și despre mesajul creștin scris în Biblie. Și la un moment dat, colonelul i-a spus generalului, domnul general, știu că sunteți un om modest, dar în același timp un super dotat, un om cu o cultură înaltă, de ce nu scrieți o carte care să demaște inutilitatea creștinismului, a Bibliei? lipsa de autenticitate a realității existenței lui Isus Hristos. Știți ce a făcut generalul? A lucrat patru ani de zile la o carte care urma să demaște lipsa de autenticitate a creștinismului și a lui Isus Hristos. Când a ajuns la capitolul numărul 4, în urma la toate dovezile pe care le-a căutat, pe care le-a găsit, pur și simplu, a început să creadă că Isus Hristos există. Trăiește este Domn. S-a convertit, s-a botezat în apă, a modificat puțin primele patru capitole, le-a scris pe următoarele și noi avem astăzi cartea Ben Hur. Un om care scriind o carte împotriva lui Dumnezeu a căutat dovezi și scotocim prin istorie și a dat seama că sunt lucruri pe care el le-a ignorat. A citit doar o parte din istorie pe care oamenii au pus-o sub ochi. În această seară, înainte să continue programul muzical, mă uit la dumneata și știu că astăzi este o zi din viața dumneavoastră ca și din viața mea. M-am întâlnit într-o zi cu mesajul acestei cărți și a trebuit să accept că urmează să reacționez într-un fel. Accept sau nu, râd sau plâng, spun da sau spun nu. Nu există cale de mijloc. Și în seara aceea a fost decizia vieții mele.